Patru vedete vor fi puse la grele încercări de data aceasta pe litoral, fix la 2 mai. Revenim cu pofta de pus vedeta la treaba lui Neamărin, ajutat sau încurcat de data aceasta de Liviu Vârciu și doamna Bamboi. Tânără harnică, ai mâncat cu băiatul ăsta la masă. Vedetele vor avea grijă nu numai de pensiune, ci și de un restaurant în toată regulă. Vorbim de turiști, clienți, animale și tot ce înseamnă litoral. Bună, băia, să vezi, facă în față! Frate, culmea prostii! Profitul obținut din acest agro-litoral-o-turism va fi donat în scopuri caritabile. De nu v-am hidratat, doamnă... Ia să văd eu dacă mai țin minte din... În Thailanda am văzut așa o chestie. Acum ar trebui să pârie, acum nu știu. T-a pârâit? I-a sărit umărul. Am doi copii de crescut. Mă rupesc. A pocnit, s-a auzit frumos. Oh, nu! Să-mi ziceți, nu știu. Dar mi-e ciudă de omleta aia pe care i-a făcut-o lui Vârciu. Mi-e ciudă că mi-a stricat-o Neamărin. Dar unde e Paula, mă? Cred că mă caut ăștia pe plajă. Unde să ne tirăm? Nu că mă întorc. Mă întorc, dar avem nevoie de o pauză, să respir. Unde e, mă, Paula? S-a zis că își ia o cafea, să duce undeva. Dar unde s-a dus? Pe Paula, zis tu? Păi ce de stres, mi-au ieșit bube pe față. M-a umplut de bube. Paula! Da! Dă-te să te văd, unde ești? Că te aud, dar nu te văd. Unde ești? Că ce faci acolo? Era rău! Cum? Dă-mi o gură de aer! Hai aici! Hai, lasă că o să-ți iasă până pielea asta. Păi vine Paula de o oră jumătate plecată. Ai, Nea Mircea, că n-am stat o oră jumătate. Eu nu sunt Mircea. Neamărin. Georgiana. Au, Georgiana. De două ore atunci. Nu. Dar de cât? E, dar o oră ai. 20 de minute. Bravo. Stai așa puțin, așa, ca să dea și el cu ciolă. Bravo, bravo. Câte chestii m-am învățat eu astăzi. Da, și să mai... Mi-mi era milă doamna Bamboi, care până la urmă are și o vârstă. A fost, vă spun sincer, dacă nu era doamna Bamboi, cred că luam mașina și fugeam acasă, fraților. Nu, luam mașina, am plecat, la revedere, nu mai, nu sincer. Gata, hai, du-te cu comanda aia și mă amețești cu alta acum. Nu mai este altă comandă, s-a închis bucătăria. Gata. Nu mai este, gata, mai este ciorbă și atât. Pare rău, nu mai sunt ficăței, fără piure. Să vedem. Auzi și porția mea de pui? Păi aia e porția de pui, uitați. Cum i-am și zis să facă două? A spus una, mă jur că una. Porții, îmi dreau cu doamna și a zis că dacă te zic. Da, vă mai aduc încă o porție. Tu nu să te ia cu uleiul, să te ia așa și o... Păi da, tu crezi că e prost omul când iasă afară? Știi și l-așteaptă în bucătărie, nu mai intră. Poate vine domnișoara ceva pe la mine pe în cameră, nu? Fac și o seară romantică cu lumânări. Auzi, lasă alea, că te ieși un pic cu mine. Fodă. Stai bine. Ia zi. Vino mă încoace, trebuie să zic de zi. Ia zi, ia zi, n-ai răbdare. Ai răbdare un pic. Dar ce furtunul ăla încoace, vezi că are un capăt. Iar ușor. Uite, are capăt. Uite, sus capăt. Deasupra, ăla. Mergi cu el, vino încoace. Vino aici. Vino cu el așa, ușor aici. Și o iei de aici. Dai drumul la apă și speli toate veciorile astea. Toate. Vezi? Sunt plină de a**at. Păi de ce vrei să fie veciul? De rahat? De dulceață? De a**at? Dă-i drumul la apă. Îți dau drumul la apă. Auzi, zi mersi că nu te pun cu în armată să faci pere și să pun. Dar cu ăla, așa.
Asta e rugină, nu e, acum m-am uitat. Dacă ies, da, ți-aduc o ferie să și freci. Lasă, că îți iei așa. Ce-am, dragă? De ce mă faci să te urăți la fel ca Vârciu, a? Păi asta, eu asta și vreau să mă urăști. Nu mai avem, nu mai avem. Împărțiți toți frățește. Supă, împărțiți toți frățește, că nu mai este mâncare. Gata, nu mai este, nu mai este. Uite, uite, atâta mai este. Aici pahar, face aici un pahar de la plin. Hai, Fodorică, hai! Era 11, la 11, la 11, la 11. Hai, dă-te dracu, uite, ia, uite, uite cât de mizerie e acolo. Ia, unde-i mizerie? Dar și uite acolo, aia ce-i? Aia e rugină, n-am mai bine, crezi că m-am uitat, aia e rugină, el spartă aia, fonta. Așa, tragi furtunul mai lung și vezi că în capă sunt două dușuri, faci acolo curat. Ia, mai dacă aș fi fost Bârciu, te stropeam. Da, atâta trebuie. Dar eu mă compar. Dar normal. Dar mata nu apreciezi asta. Mata ai fi vrut să scoți, să scoți. Băi, încep să dau seama că ești muncitor, n-ai, că ești băiat bun. Nu îți zici așa la foca, nu? Nu vorbesc serios. Recunosc. Și ce să spăl? Nu, nu, am zis să te duci în capătul celălalt. Bă, nimic nu mi se azi, bă. Da, așa! Nu ți ajută nimic. Îți spun eu, du-te la biserică, roagă-te. Am și o zi proastă, știi cum e. Roagă-te, du-te. Pilaf. Am schimbat, avem ciorbă și pilaf cu aripi. Da, trebuie spălată o cratiță. Unii fac, băi, fata, lasă-l drept, câtă lungi, băi. Aici, bă, ăla e uns lua la ardrace de a muri și noi aici. Doamne, iartă-mă, fă un vas din ăla să opărim ficatul, mă, că băiatul o să rămâne singur, mă. Ce vas, doamne? O cratiță. Spălat, binificatul. Nu-i voie, Mini. Gata, ăsta îl iau. Și vă las pe voi acum să faceți. Da, ai plecat? Te pun în șezi, culcat, așteaptă. Și când am zis liber, vii la tati, da? Da, fuga, 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 fuga. Stai, vreau să mă duc să beau și eu un suc. Pot să beau și eu un suc? Stai la masă și mănâncă! Cât mănânci, mata, beau și eu apă! Mărine! Dai și mie o umbrelă să mă duc acolo la căsă să nu te mai deranjez? M-am săturat să te aștept! Te ajut eu! Așteaptă. Eu ți-o duc, vorbesc serios. Stai să-ți iau și o apă, că ți-am promis. Am promis, iau apă, ți-o duc, stai să vezi, te duc. Nicio problemă, eu te ajut. Așteaptă, așteaptă acolo, așteaptă. Uite, vezi? Uite așa. Hai, la masa nu mi-o aduci. Ce ți-aduc? Masa. Da, hai acolo. Hai să acolo, să te ia și mi arăți. Aduc eu. Nu. Liber, Mini! Lasă, hai, lasă. Aha, Liber, Dumnezeu, mă, nici câinele n-a făcut ce vrei tu. Gata, ai explicat-o cu mine. Da, da, fii atent. Ce, eu? Da, ai explicat. Păi ești prost. Ai legat câinele, da, nu te-a ascultat? Păi ce să-ți fac? Bartoș, îți lagă și mie câinele, te rog frumos. Doamne, cât ești de mare. Nimic nu iese. Stai acolo că vin eu la tine. Eu sunt stăpânul tău.
în sus, o să nebuni la cap. Bă, băiatul, s-a ridicat în sus deodată, pe acolo, foc. Băi, frate, nimic nu iese, bă. Hai, 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 stai așa, stai așa, stai așa, stai așa. Băi, și câinele stă cu mine, băi, prostule. Stai, stai așa. Îmi pare rău de tine, dar ce să-ți fac? Hai, lasă, că mă descurc. Îmi pare rău de tine, ce să-ți fac, n-am. Nu-i problemă. Îmi pierd cheia de la cameră. Câine de urmă nu ești. Câine agresiv nu ești. Câine să tragi și tu ceva, nu poți. Oare ce poți? Te scarpini? Caută cheia acum. Că am zis că dormi tu afară, cred că dormi amândoi afară. Caută cheia. Că ți-ești curată. Cum bă toate ni se întâmplă numai mie? Iară-ți cum să muge vaca, tu pui măgarul la căruță, ieși cu el pe poartă și te duci acolo unde avem păsări. Și acolo ai fân și lucernă. Lucernă iei și pui în căruță și vii cu căruța. Eu cum se uită la mine, că la televizor. Și vii cu căruța pe aici, pe sus, prin spate. Deci dai peste eu nu ai ținut să pun ala. Deci, dar nu știu să pun aia la vacă, la măgar, iarăși. La vacă, la măgar. La măgar. Bă, vii pe drumul ăsta. Mă, că faci mișto de mine. Bă, am făcut mișto de tine vreodată. Drum. Am făcut-o vreodată mișto. Mai nu, dar asta e treabă până mâine dimineață. Asta e treabă de maxim 40 de minute. Dai mâncare la toate păsările și la animale, da? M-a apucat râsul isteric. Deci eu am, gata, m-am prăbușit. Am început să râdeam reacții paradoxale. Și am început să râd isteric. Râdeam de Răzvan, care nu, era așa, decuplat complet. Bun, ne-am dus acolo la măgar, bine, Răzvan s-a întors de 3 ori până a potrivit măgarul ăla în marșarier, până l-a nimerit. Gata, gata, atât, 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 atât. Hai, tati, hai, bravo, băiat, bravo, bravo, gata, atât. Și ies în drumul mare și când să fac stânga să intrăm, să iau de la găini, mă, s-a dus măgarul și n-aveam ce să-i fac, am încercat să trag stânga, nu a ascultat. Gata, gata, gata. Gata, gata, gata. Bă, mașina, oprește-mă! Nu mă, de ea! Nu, e ok, e ok. Dă-te jos. Hai, mă! Să mai mama. Mișcă? Gata, mă, dă jos. Bă, trage-o în spate, eu nu mai am cum. Hai, așa, așa, bine. Stai! Bravo, stai! Șezi, 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 șezi. Ai deschis? Da. Haide, hai. Unde? Cum? Ce să cauți? Cum să cauți? Am alergat până apă. Și am zis, bă, să nu te iau, am zis să nu te iau. Nu ești bun de nimic. Când a căzut telefonul, mi-a căzut și cheia, sigur. Ce vreți dumneavoastră? Faci niște poze așa... Sau faci niște poze frumoase. Vrei? Da. Mulțumesc, Fusie, doamne, ai dat fața către mine. Vezi? Rămâna mult. A doua zi... nu prea am făcut așa multe lucruri, doar ce mie mi-a, după amiază mi-a fost foarte rău și îmi doare burta și mă duc des la toaletă. Foarte moale. Mi s-a făcut rău deoarece am fost la un domn într-o curte și avea un cireș și am mâncat foarte multe cireșe și m-a luat burta, bineînțeles. Haideți să încercăm să luăm unul acum. Da. Și după aia m-am dus în pat, m-am întins o oră. Și când am vrut să vin înapoi aici la pensiune, n-am putut să mă ridic din pat pentru că mi-a fost foarte rău. Am sunat să vină doamna doctor și atunci ea mi-a făcut o perfuzie. O luăm așa pe cealaltă perfuzie, da? Da. Nu vă uitați, am dat drumul. Să nu mișcați, vă rog. Eu o să dau drumul încet la perfuzie, da? Vă rugăm să-mi spuneți la asta dacă vă ustură pe undeva, da? Da.
Nu mă lăsați pe terasă, a? Dacă nici pe asta nu o faci, te calc în picioare. Hai, vine, vine aici, vine aici, vine aici. Ce? Mai râdem și noi. Aștept acolo. Nu știu. Așa, vă aduc acum și o lămâie, ca să fim să lămâie deasupra, nu? Jumate, da? Gata, așa, se rezolvă. La un moment dat au venit și clienții noștri special care trebuiau să fie serviți, tot timpul mai rămâneau de viață, am grijă în mod deosebit de ei. Tot, fapt, erau și copii, în primul rând, care copiii trebuiau să avem grijă să le dăm ce trebuie, să le dăm băuturi calde, nu trebuiau să dăm. Am început să fac ficăței, frate, și să reau într-un hal, că nu știam că trebuia pus în ulei, trebuia pus are să absorbă apa de la ficăței. Bă, deci m-am făcut pe tricou, m-am făcut plin de... Așa făceam, așa făceam. Și într-un moment, săracul a avut probleme, s-a și opărit pe unde la părțului rușinoasii și n-aveam un guient cu ce să... Băi, caută și tu medicul, vezi pe unde e. Că nu mai putea, bă, leu, tante, nu mai pot, zice, să mai rezist, nu știu ce să fac. Aaaa! Doi fraieri, doi dobitoci, doi proști. Dar tu dacă erai un pic mai deștept, voi ați mâncat cartofii? Da, au fost și mai mult cartofi care ați mâncat în viața voastră. Da. Ei, asta mă s-aud. N-am să-mi doresc în viața vieților mele o terasă la mare, de care să mă ocup eu. Ți-a ieșit astăzi toate? Mă, toate. Da, deci nu că ți-a ieșit toate. Mă, nene, i-au ieșit toate. În primul rând te-a aruncat dumneavoastră. Nu. I-au ieșit toate, toate. Și acum ai fericit, înțelegi? Nu sunt fericit. Lasă-ne. Nu, nu mă bucur. Eu nu mă bucur de rău altuia. Neamărine, nu mă bucur, vorbesc rest. Să fii fericit astăzi, da? E și mâine o zi. Uite, eu mă ridic în picioare. Te salut, cu respect. M-ai făcut. Ești șmecher. Azi. Mâine. Bine. E o nouă zi. Așa? Da. Da? Da. Bine, frățiorul. Simte-te bine atunci. Neamărine? Da. Da. Da, Andrei, nu și-a revenit? E rău, e perfuz, e rău de tot, cred că ne și părăsește. Ce Dumnezeu s-a întâmplat? A mâncat ouă, salată, a băut sucuri din astea cu acid, soare, eu am pus, o sări gardul, le-a făcut. A mâncat cireși, nespălate, le-a zis spălat și dierie, dizenterie, e rău de tot, e perfuz. Da. Son of my pain with a single sim. Life with the soul. Aș vrea să mă apuc de R&B.
Bine, tot asta îmi plac mie. Ia uzi. Tam, că dacă tam. Ta, o, o, a, a. Killing me softly with his song. Killing me softly with his song. Ne-am murit, tati. Ne-am murit. Ne-am murit, tati. Ne-am murit, tati. Aplauze pentru el, tati. Să facă. Bine, bravo! Ne-am murit, tati. Bravo! Ne-am murit, tati. Bine, bine. Ultima comandă de orice este la ora 23. Am închis la ultima comandă poate să fie la 22:30. La 23, stingere. Mâine dimineață, la 5 fără 10, plecăm la pescuit. Cu mine în frunte, toată lumea la pescuit. Odihniți-vă, va fi o zi grea, da? Acum, vreau dans. Dans și altceva nimic. Doamne! Simplu este dansul. Arată vica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ia uite cine ți-a adus de mâncare. Andreiuța, eu vreau ca mâine să fii... Ok, uite, o să o pun aici. Te ridici ușor, te poți? Ușor, de tot? Da, poate. Așa, și mănânci din pilaf și ți-aduc și un ceai. Și mâine te vreau să fii adevărat. Vezi că ai cervețel acolo, jos. Ori ești prea talentat, ori ești prea fermecat, ori ești prea norocos. Dar eu de drag că m-a făcut pe mine șmecher. Ce mi-ai făcut, mata, jur pe viața mea. Să mă prinzi orice șmecherie vreau să fac, să mă prinzi, mă, nimeni. De drag și te respect atât de tare și ești un bărbat atât de frumos. Îți dau cuvântul meu de onoare. Nu, nu-ți fac nimic, neamări, nu. Lasă asta. Jur, nu mi-a făcut nimeni niciodată. Atâta lucru vreau să fac. Te iubesc cum n-am iubit toată viața asta mea un om. Bă, nu i-ar strica o gumă, jur. O gumă chiar nu i-ar strica. Aoleu. Tu să mă spăl pe discul sodă caustică. M-a răcorit, jur m-a răcorit. Seara e a mea, nu a lui. Bun, hai să luăm banii de 100 de mii, că-s foarte mulți. Deci am depășit profitul care l-am avut ieri. 15.750.000. Yes, echipa noastră rules. Come on. Deci, fraților, Bartoș, combinația merge bun, bine. Ce vrei să faci? Eu vă zic, fraților, mâine aveți zi grea. Faceți ce vreți. Da, cum? Bă, eu tot timpul mă trezesc așa. Neață. Mergem?
Hai, Fodor! Fodor! Hai, Moro, hai! L-a auzit pe ăla cum a pus accentul. Hai, Fodor! Hai, Fodor! Hai, Moro! Hai, Moro! Hai, Moro! Hai, Moro! Ia să vezi cum ajung eu acolo acum, hai, vedem. Ia să vezi! Stai să vezi! Hai, Fodor! Hai, Moro! Vino cu așa, să-ți arăt ceva. Dă-te aici. Te așa. O fratele tău. Până acolo să mă duc. Da, să cu familia ta, hai. Hai, hai, mă, până acolo. Ai pus apă și mata în bani? Hai, mă, bun, hai. Da, frate, nu-i bine. Nu-i bine. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, mersi, mă. Mersi. Hai. Hai. Nu mă duc eu înapoi, vezi, dracu. Omul drag, păi văzut? Eu tot aici, cu neamare. Păi, păi, păi. Moro. Da. Hai cu mine, aici. Să trăiți, mă iertați că nu v-am... Nu pot să trage. Stau aici, aici, stau, 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 stau. Deci la pescuit mi s-a promis o mega turbo experiență. Ne spunem la 5 dimineața, au mar de ce. O mega turbo experiență. Asta nu mai făcut semn. Ia Marin, ia Marin. No, gata? Gata. Ia Marin a întors barca, gata. Ia uite aici. Ce s-a operat, gata? Opera? Uși. Tu pe mine. Nu poți. Fodore! Nu ne cânt ceva trăiți în familia de dimineață, să-ți aud vocea. Să-ți aud vocea. Uite, băi, ia uite ce frumos răsare soare. Uite răsărit de soare. Ia uite-l. Ia uite-l, frate. Bă, nu mi s-a părut ceva spectaculos, da, au prins vreo 100 și ceva de kilograme de pește. Dar o desfășurare de-asta de forță nebună, de vreo 7 oameni cu plase. Ține imediat. Dar de la nu fac asta. Ai ușură, dar e ușură, știți mai rămâine. Ia cu tot lucru, mai rămâne. Ia uite la pește avem acolo. Da, uite cât e, frate. Bă, băia. Uite. Bine, nu m-a... Nu m-a cântat, a fost frumos, a avut atâta pești acolo, dar... Da, nu știu cum să vă spun, vreau să văd un monstru, vreau să văd un peștelan mare, să sunt eu, am fost la pescuit, văd, mie e micuț. Ah. Am văzut. Auzi ce la pește aici. Ia uite. Acela pește, vin eu. Bă, băiatule, bă, ce aici? Nu știu, nu vreau mă să pozez eu în marele apărător al mamiferelor și plantelor și animalelor de pe pământ, dar așa mi se pare o... E un pește prost, de ce să-l pescuiești și în asemenea cantități? Barbun. E o prostie de pește. Auleu, te lupi pe bogăția! Oh, cu pește! Nu-i da drumul! Fodorei! Da! Băi, Fodorei, pleca! Moarte din Carpați! Nu mă iubi, frate, și pe mine? Mersi mult! Trească familia! Lasă că am aici, am colegul meu! Hai, mă! Hai, mă! Și acum eu aș fi și mai găsit la urmă! Gata! Mersi mult! Lasă-mi jos asta! Nu! Mersi mult! Moro!
Moro, uite mă, când am venit aici. Da. Domnul, ia zi, Neamorin. Domnul de aici mi-a zis așa că e moartea din Marea Neagră. Care e moartea din Marea Neagră? Uite la aici, să trăiești, să fac cunoștință cu el. Eu sunt moartea din Carpați, suntem frați. Așa, așa, frați până la moarte. Și eu sunt moartea din Berceni. Hai, frate. Trei mori suntem, trei mori suntem. Hai, și eu sunt moartea tuturor. Ia Marina! Paula, haide! E ziua ta, dar n-am ce să-ți fac. Hai, hai. Hai, Andreea. Hai. Hai, dacă poate. Deci cam... că sunt infractoare, mă urmărești. Ha. Hai. Vagabondule. Andreea, cum te simți? E mai bine? Da. Da? Bă, dar lichide mai fata, mă. Nu pot să beau. Păi nu că nu pot, dacă nu poți să bei, nu e bine. Bea lichide. Podorica? Ia răsit. Tu cu Moroșa nu mergi aici la momentul ăștia la pește, la Chelhana? Negociați cu ei, fără 5 urame de pește ne trebuie. Bine? 5 urame. Dar pe ăla-l facem. Hai. Păi nu o să uite Moroșanu aici. Hai, vă duceți aici. Amândoi. Cu cine negociem aici? Mai dimineață. Să trăiți. Șefule, vrem și noi 5 kg de pește, că puteți să faceți, pregătim masa. Și ne-am alinut trimis aici la dumneavoastră, să, că dumneavoastră putem vorbi treaba asta. Pardon, pardon, puțin. Trebuie să faceți ceva cu pește asta, nu? Păi cam așa ceva. Vedeți? Boss, cam așa ceva. Mergeți-mă acum acolo și ajutați băieții, știe băieții ce ajută. Da? Da. 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 Nu, eu nu, niciodată nu fac ca și ceva. Cât costă kilu de pește? Kilu de pește cât costă? Depinde. Păi nu, sunt așa, cât? Adică depinde de ce? De pește. Depinde de care. De asta, de exemplu, cât costă kilu de pește? 6, 7, 8. Am înțeles. Vrem și noi 5 kg. Să mă ții pentru pește, nu? Bă, ia-l la care pe ăla. Dublu. Șefule, facem altă combinație. Vă plătim, șefule, 5 kg. Nu mă las că... Nu plătim? Avem obligații. Ce? Păi și noi avem obligații să vă plătim. Vă renumerăm. A, bă, cât de acolo să ajut băieții la treabă? Că am eu altă treabă cu ei. Da? Să vă ajut să cânt mascarele zile atâta? Nu, acolo de făcut curățenie în barca. Să fac eu, șefule, plății, dar îmi bat picioare, cumpăr pește și gata, nu mai dau, mă duc. Păi de unde ai bani? Am bani, șefule! Ești patron, fără număr dau. N-ai tu bani la tine. Ba da, eu sunt caseria. Ai bani la tine, nu? Mă duc acum să duc repede bani. Hai! Hai! Șefule! Cărați și acolo, cărați și acolo. Te duci, ajută băieții ăsta care îmi dă o pe. Da, dar dacă mă pui să cară, car. Gata, hai, șefule, hai. Asta, toți. Hai, noi muncim, cără. Noi nu gândim. Hai! De ce filmezi acum? Ca să dea la montaj numai când stau, nu? Dar atunci de ce mă filmezi? Că nu fac nimic. Vrei să mă duc să mă bag în WC-ul? Ca să nu mai filmezi. Au ce curate peștele astea. Băiatule, bă. Ah, ok. Ești la boss. La boss. Fă stânga spre restaurant. Ha? Fă stânga spre restaurant. Hai să mă. Nu, hai să mă. Mai, mi-e la crepe.
Să trăiți, mersi! Băieții, pe voi! Păi nu pot, auzi, Răzvan? Auzi că sunt 2, 3, 4... Ești cu ramele! Ești cu rangele! Mă auziți luna Marie? Să stau. Mi-e rău. Nu pot să stau în picioare. Simt că le mă ia cu leșina așa. Pe voi, fata, atunci n-ai decât să chemăm doctorul și să te duci la spital? Ai apucat să mănânci ceva? Ce? Ce ai și? Ce ai cu pâine și cu puțin salam. Salam? Păi, vedeți-o, tu nu știi că nu se mănâncă de-astea, că se pune prăjită, vreau un pic de brânză. Păi, dar nu aveam, deja am mâncat puțin salam. Salam trebuie. Da, șefule, eu m-am băgat. Fii atent, șefule. M-am dus în larg, m-am murdărit, am tras din cu băieții cot la cot, te-am făcut berșeș la mână. M-am dus, m-am murdărit, berșeș. Acum, ce mai vreți? M-am venit, am ancărat astea, grea, cum? Eu vreau ca te să-i scot și că m-am dus dimineață, m-am trezit la ora 5 dimineață, 4 jumate, 5, nu știu a fost. Păi și nu era că te zi, fiecare dimineață la ora 4. Iar, tu ieri, arată-i cum se face, trebuie la moartea noastră din... La adevărul de oral, să înveți și un puțin la meserie acolo, să poți puțin plasa. Foarte, e fascinantă treaba. Să văd o țară întreagă. Mă, Moroșanu, eu cu Moroșanu ne știm prin bufta, de pe la dansez, de la diferite emisiuni, de-a lungul timpului. Dar niciodată n-am stat de vorbă cu omul ăsta, știi? Adică decât salut, salut. Dar acum l-am cunoscut mai bine. Bestial, Gagiu. E el din popor, bă, așa e. Din popor. Din popor în sensul bun. El vrea să fie, să România să fie mândră cu el și el nu vrea să facă de râs. Și așa, și am intrat la un moment dat, eu care urăsc tot ce înseamnă România și tot. Bă, m-a dezarmat, adică e de o sinceritate și de o, știi, foarte, foarte mișto Gagiu și mai mult decât atât, e rac, la fel ca mine. Sunt mai rele femeile astea, bătrâni, că vin cu îți dau cu poșeta în cap. Da. Și nu poți să-i faci nimic, Fodor! Ta, ți dai sala ca femeie și poți să faci. Fodor! Ce faci tu acolo? Cos, ca mașina de... Pune mâna și fă treabă, băi! Ce să mă duc în râs, că am cărat, le dragă. Mi-a din prima, ce, cărăm, blei, sunt aici, vrei să mai... M-am dus în larg, m-am murdărit, băi, din capul meu. Uite, eu-s brândos, domnule, am tras din fiare acum. Fac bicep și tricep, sau fără să vreau. Eu fac ichtă. Pastila nu ați luat-o. Nu iau pastile. Pastila de seară. A, aia galbenă, n-am mai luat-o. Am uitat. Cum e? E mai grav? E mai... Nu pot să-mi dau seama, fiindcă... Acum nu am certat, eu am spus că ceea ce am spus n-a făcut nimic. Cât aia i-am spus și eu i-am zis, faci ce ai, mănâncă pâine prăjită, am mâncat și salam. Păi salam, pastila e întreagă. Mi-ai luat pastile? Papița e întreagă. Asta ar trebui să o pastile, dar n-am mai luat. Păi băi, tu câți ani ai, mă, fata mea? Tu ești un copil, bă, și un copil dacă ești și medicamente când știi ce. Tu știi... Da, pastila era pentru burtă, dar nu am adus burta. Eu am alte stări acum, nu mai mă duc la toaletă. Tu stai să chemă o salvare? Eu zic așa, să mai stăm un sfert de oră, 20 de minute, ca să-și intre și pastiluțele. Da. Și vedem cum vă este. Vă este mai rău de atât, mergem la spital.
Hai bă, băiatule, bă! Hai! Hai, eu merg cu studii! Haide, da, haide, haide, treabă, haide! Da, cum merge singur, hai! Iorică! Doamnă! Da, lasă-mă, Nea Marini, că mă cam luat cu... Hai, bă, bă, băiatule! Ce-ai mă cu măroșane? Când era să treacă măgarul? Nu pot să iau vaca! Cum era, mă, să treacă măgarul cu tine cu parta întredeschisă? Trebuia să deschizi parta! Nu pot să iau vaca de aici! Hai, trage măgarul aici și deja tu vaca să iau! Iau, pe Nea Marini! Ești tare, frate. Am zis că încape poarta asta, Nea Marin. Oricum, mă rog. Haide, haide, Viorica, haide tu. Ai făcut de toate, vreau să fără aici. Gata, v-ați revenit. Da, când am făcut și baie, m-am și mărajat și vreau să mă duc acum să văd ce trebuie să-mi dea Nea Marin să fac. Sunteți pregătită, să da, înțeleg. Da, sunt ok acum. A, așa. Și acum vii și tu aici, Paula, la mine? Stai că... Bă, nu, să nu lăsați să... Bă, ce să-i fac? Stai așa, lasă că-ți dau. Să-i pun dop. Aaaa, trebuie să iei ceva să-i faci curat acolo. Bă, dar ce-am făcut eu? Păi trebuia să o miști de acolo, hai, mă rog. Vine tu cu ea așa. Uite, o punem pe fotoliu. Auzi? Am o locație de senzație. Toată lumea știe, n-am nicio datorie. Sunt atentă, insistentă. Cred că ieri a fost o zi grea și pentru voi, pentru că asta e adevărul. Am avut mulți clienți, poate mai mulți decât oricând, zic eu. Dar acum sunt două lucruri diferite. Avem invitații mei, deci dânșii care au fost la masa de prânz și la seară sunt invitații mei în pensiune și restul v-au plătit. Mă interesează acum, mă rog, că tu ești financiarul. Corect. Ieri. Câți bani am făcut? Deci, am avut 10.680.000. Din aia 10 milioane... Alaltă ieri. Din aia 10.680.000 am făcut cumpărături în valoare de cuprins între 3 și 4 milioane când am fost cu Răzvan. Bun. Așa. Ne-am consultat amândoi, am luat toate frigiderele la rând, congelatoare și am hotărât așa, dacă sunteți de acord, să facem o ciorbă de fasole verde. Deci, Paula și Moroșanu se duc la cumpărături. Voi rămâneți aici la bucătărie. Deci am nevoie este să punem cafea la păi da, nu îi puneți, îi pun ei. Ei tot ea stă aici la bucătărie. Ăștia care sunt noi în coajă. Cine e acest domn? Îl cunoașteți? Da, ce miște. Eu nu-l cunosc. Cu ce ocazie pe la noi? Am venit să mă întorc și niște sfaturi. Eu am fost tot timpul pe terase voastre, tot localul. În primul rând, că trebuia să cer permisiunea ca să poți să te adresezi nouă, mai ales că suntem într-o discuție și bunul simț, a trebuit să-l ai, să ai răbdare. Să ai răbdare un pic, să terminăm noi ce avem de făcut aici și după aceea, dacă eu îți dau voie, bine, dacă nu, nu. Măi, mă, tăi, mă, ce să mai vorbești? Am venit pe mașina, pe scaun, am zis, bun, dimineața și mă, tăi, ai terminat de vorbit și mă, te-ai adresat mie. Cine e ăsta? Acest... Îl cunoașteți? M-am băgat. N-am zis cine e ăsta. M-am băgat eu în discuția dumneavoastră? Ce, adică, ne pierdem vremea cu acest individ. Bun, hai, plecați voi și eu mă duc cu doamna Bomboi și pe la bucătărie. Hai, la revedere. Da, dă-le, păi are Moroșanu, banii sunt la el. O, să trăiți, domnul, bine ați venit pe la noi. Ce faceți, domnul? Ce să facem? Uite, încercăm să împingem căruța din drum. Dacă tot ne-am deschis aici un restaurant, încerc așa din zi în zi să știe mai bine. Păi, și am să-ți demonstrez, ta, domnul. A fost foarte prost. Am să-ți demonstrez. Și în casă. Nu, n-a fost prost. Sfat, dar mata nu pot să primesc da, sfaturi de la cine să primesc? Asta, de la cine să primesc sfaturi? Oamenii la prânz azi? Păi băi, alo, Văcărescu, acum nu e prânzul. Oamenii, uite, servezi micul dejun.
Domnul, ce v-ați făcut? Mamă, îți dai cu ulei de păr? Când eram eu puște, așa stăteau moșii. Ulei de păr? Hai de mine! Doamna Bamboi, noi suntem aproape de o generație. Nu-și dădeau cu ulei de păr la țară? Păi deci ce a venit moda. Dar poate a venit moda, merge înapoi, doamne, nu vezi? Am să încerc de fiecare dată să nu-l las să facă ceea ce vrea el. Sunt convins că el vrea să mă încurce multe chestii, dar nu o să reușească. Bă, care e? Leu, da și răși, mi-e însacă mâna și e de jos. Oh, nu-ți poate băga mâna, e una deja nu a pastile. E gheață, uite, mă sacă prin mână. Dacă n-am nici tratament cu mine pentru așa ceva. Să vină să facă fata blondă. Ea a fost cu mâncarea asta. La comandă mai flăcăi. Bună ziua! Bună ziua! Sărima, doamnă! Bună ziua! Iar ai venit la noi? Dar mă trimite așa la cumpărături. Bă, toată ziua te trimite. Avem atâția clienți acolo pe terasă. Mai simpă mai micuț așa. Iau-te-mă. Mai micuț, mai nevinovat. V-am dus la cumpărături cu Paula în piață și ne-am dus cu portavoce să zicem, veniți la pensionalul Nea Marin, avem promoție, Nea Marin la Boost to Gold. Deja când au auzit femeile de peste 50 de ani, deja toate erau încântate de Nea Marin. Pentru doamnele peste 50 de ani puteți face poze cu Nea Marin la Boost to Gold. Deschidem lista, nu vă îmbulziți! Nea Marin este pentru toată lumea! Eu sunt prima, dar să fac un goroșanu, nu vă certați, doamnelor, este Nea Marin pentru toată lumea! Hai, tu vezi, șezi! Trebuie să-i fac eu ceva, nu? Nu știu noi. Să fiu bine. Mai râdem. Iar începe războiul, iar o să mă alergi, iar o să mă blesteme. La care-i farmecul dacă nu mă blesteam? Stai că uite, vrea și ăsta. Stai, mai vrei? Mai vrei? Uite, tată, capele. Doamne, pupați și câine așa câine. Uite, tată, capele. Îți dăm așa. Bă, nu pot să cred că tu fugi de cap. Bă, dar nici nu pot să cred că tu fugi de astea. Ce fac tata astea? Spune-ți. Dintr-un cântec care, în care sunt convins că vă vedeți regăsi. Ia spune. Din plai mult dau, plecă un tinerel de acasă, să învețe carte și să-și facă o viață aleasă. Părinții lui... la Lunea Marin la 2 mai. Și ce o să fiți dumneavoastră în seara asta? Surpriza noastră pe Lunea Marin. Așa e. Hai, du-te. Mie nu e voie. Mie nu e voie.
Te-a vrea să-ți arăt ce surpriză ți-am făcut. Te-a vrea, Marina, un pic să-ți arăt ce surpriză ți-am ce făcut. Ce surpriză, mă, pleacă de aici. Pleacă de aici. Pleacă de aici, las. Te-a vrea să-ți arăt ce surpriză ți-am făcut. Să-mi arăt, dar nu stai să-ți arăt. Lasă-mă, nu mi-arăt. Ascult, desfac eu. Cum să desfaci tu? Desfac eu. Nu desfac eu, Marina. Eu desfac. Eu desfac, Marina, Marina. Dacă te apropii să știi că nu știu ce-ți fac. Ia, poate îl lovești spinele. Mini, vin aici. Mini, vin aici. Mini, vin aici. Mini, vin aici. Te-am adus, vrei să gătești, că n-ai în bucătărie? Liviu ne-a dat de furcă mult. Liviu, când dădeam să dăm și noi, Doamne ajută înainte, ba venea cu niște, a venit cu niște găini, după unul le-o fi adunat, după unul le-o fi dat cu jula, după unul le-o fi luat, nu știu. Am văzut că găinile adunat, după unul le-o fi dat cu jula, după unul le-o fi luat, nu știu. Am văzut că găinile n-aveau ce să mănânce. Vă trei dintre ele erau mai marginalizate. Și o rață. Și am venit cu ele să le dau drumul pe plajă, bai ciucule și ele. Rața i-am dat drumul să plece în străinătate, că acolo e viața mai frumoasă, dar aia proastă nu s-a dus. Băi, vezi cum are animalele, dă-te încolo. Băi, poate să duci rața aia pe baltă și să băgeți după aia pe mare. Eu, sincer, într-un fel mă bucur că a apărut Liviu, ți facă din capul Neamarin, că el prea tare să crede și că prea tare ne freacă pe toți, și a în sfârșit este cineva care îl freacă și pe Neamarin, adică Liviu îl freacă pe Neamarin. Sunt un pic de partea lui Liviu, pentru că mi-aș fi dorit anumite cioace pe care le-a avut cu Neamărin să iasă. Dar este tâmpit și nici nu-l iubește Dumnezeu. Dumnezeu are grijă și de fiecare dată când el vrea să facă ceva, mă aduce exact în calea lui și să fie arăt că nu se poate. El cu mine, cât s-ar pune, va pierde. Gândește-te găini pe plajă și rații leșești. S-a pomenit? Să se opună pe cine credeți să prindă găina? Pe Tonciu. Vino cu așa, Andreea, prindeți găina. Dă-te, mă, de colo în coașă, le dai aici la mâncare. Iar așa, dă-te, Andreea, pe partea aia și le dați aici la mâncare și le prindeți. Și le băgăm mâna asta. Sau acolo, prindeți-le. Prindeți-le acolo, dacă puteți. Hai, mă, prinde, mă, una, mă, pur, ia uite, mă. Ia uite, mă, cum să lasă, băia, pui-și-or, pui-pui. Prindeți, mă, găina și le băgăm mâna. Pui-și-or, pui-pui-pui. Uite, mă, o găină să-i faci așa. Ia, 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 bag un gnaia și trage fermoar. Ia. Se sufocă, ce să sufocă, mă, tragi fermoar și le iei? Hai, ce dracu, mă, parcă... Dacă bă, nu bă. Vreau, eu ți-am zis, nu-mi baga de-astea cu animale, mă, și lasă-mă, nu închide vreau. Închide-mă aia acolo. Nu vreau, lasă-mă, nu trage vreau. Fermoarul așa, să nu iasă de acolo. Ia, mă, mă. Hai, gata. Ies la pasă la cap, să mă rog. Cirip, 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 cirip. Îmi vine să zbor. Bă, ce fi greu, mă, să prinzi, Doamne Dumnezeule, ce greu, mă, să prinzi. Nu, una și mai sunt, mai e una aici. Haide, vină încoace, uite-o. Așa, ia. Uite-o ce. Neamarin, ți-ai adus prietenele? Au venit gadicilor, Neamarin. Doamne Iisuse, Doamne. Aici trebuie să te descurci ca în junglă, bre. Poți, nu, pa. Hai, mamă, prindi-și tu rața aia, dă-i. Săraca, uite, varză, mă, în casă, bolnăvești, săraca, rață. Haide, vină încoace să o băgăm în asta. Ce cu voi, mă, mâncava și nimeni la voastră? Uite, ți-ai nebun la cap.
Băi, băiatule, alea sunt niște lucruri care să fac. Tu, dacă nu mă asculți pe mine... Nu vreau să chinui animalul. Dar nu chinui, păi, din contră, să nu o lăsăm. Ala le-a adus să le... Ai văzut tu găini la mare? Ala le-a adus să le chinuie. Hai. Hai, pune mâna pe Andreea, acum. Hai, Andreea, că nu te mănâncă. Hai, mă, pune, că nu-ți face nimic. Hai, dracu de proști. Hai, Andreea, acum, că e lângă tine, pune-mă mâna pe ea. Bă, nu-ți face, mă, nimic. Pune-mă de aici, că mi-e frică de găină. Păi degeaba stai așa, Andreea, cu mâinile să prinde găina. Păi de ce o prind, brei, rup oasele? O, ei, uite, o iei așa, cum a luat-o tot, o rup oasele. Huci, huci. Doamne, dar nu punea mâna pe găină deloc? Păi dar cum găina vine dacă îi faci uși, domnule, dar aia leagă. Dar nu contează, doamne, că doar nu-i lup resti mănânci. E, du-te, băi, și tu, dai, las-mă cu telefonul tău, am rest prin găini. Nu, doamna, băi, nu-mi faci dumneavoastră. Domnul meu, eu te vreți, eu uite-i faci. Suflă, mamă, către ea, fă, fuf! Ia suflă, vezi, stă să pune jos, îți strade inima. Ia uite, chinui animal la pasărea asta și o fie asta. E ca să vezi și mata ce e. Mi-e ia uite-mă și tu! Bă, să-ți o bag în chiloță, am să-ți o bag! Că nu ești bună nici pe mama, pe facultățile! Pune-o pe aia să vezi, bag în pantaloni! Cu o găină să-ți pune aici, doamna mă băi! Să-mi vine ții pune găină. Aici! Doamne! Fodore! Nu vezi că ea vrea cocoș, auzi? Mă? Vino cu alții, Fodore, vino cu alții! Vino cu alții, Fodore! Lasă-le aia, ierbă! Vino cu la mine! Hai, atragi, vine! Tu l-ai cunoscut? Pe asta ai fost, ai dat mâncare? Da. Le duci și acolo, uite, la mașină și le duci de unde le-a luat. Le-a luat la noi la fermă, că de acolo le-a dus. Și unde le duc? Unde dai drumul în coteț acolo? În coteț la mine, te duci cu mașină, te duci în coteț. Eu asta nu le chinui, deci gata, e peste principiul meu, nu? Ăsta a fost momentul când m-a luat capul și m-am dus. M-am dus la... M-am dus pe plajă să fac cu baie. Am fugit și nu-mi pare rău. Și n-am mai vrut să mai fac nimic. Bună! Mă, de ce o fi lipit oamenii ăștia porcăriile astea pe asta? Eu pe toate le-am dat pe jos. Foarte bine, doamnă. Dar n-am, uite, nu există vedeața aia, unde a fi pus-o ei? Doamnă, băi, ai nevoie de ajutorile? Dar n-ai voie tu aici, bă, băiatule, mi-am primit interdicții. Da, eu n-am voie aici? N-ai voie, băi, și ca aici, de la Neamărin. Am scos. Da, iese și aici, mă, ăsta e bun, mă, nu să strângi cocoloși. Ia distol pe ăla, să vedem cum e. Hai, se umflă, mă, mănâncă. E nimic de mâncare făcută. Avem o supă de pui. L-am lăsat pe Livu în bucătărie pentru că Neamărin mi-a tras atenția. El venea și posibil vrea, era foame să facă de mâncare ceva. A cerut, nu i s-a dat și posibil a vrut să intre el să facă. Cum te duci jos, nu? Mă duc să văd dacă sunt vigilenți și le fur două pachete de carne din bucătărie. Mă, până nici în ziua de astăzi nu și-a dat seama că pachetele de bucătărie le-am ascuns jos în pivniță. Și mai făceau să băteau cu pui în piept. Dom'le, n-avem cu ce să gătim. Păi erau două pachete, de lângă nasul lui Andreea Tonciu, nu că fac o afirmație sau... Păi acum când a dat Liviu să vină... Băi, stai acolo, tu nu mai ai voie să intri. Eu n-am știut care-i treaba, zic. Oi fi tu Liviu, cine-i fi, dar în bucătărie n-ai voie, zic. Tu stai pe din afară, pe partea aia, și acolo ți se dă de mâncare, zic. Ce-i la geam, mâncare. Ei, domnule, cum a făcut el, cum a adres, ne-a pândit, că am obosit și noi am ieșit, că ori m-a scos de n-adins altcineva din bucătărie și am venit și eu să beau aici o apă, o ceva la terasă, că nu prea mai aveam așa ce să fac. A intrat Liviu, mi-a luat pepene care i-am cumpărat niște fructe. Le-am furat, i-am ajutat să iau pepenii din soare, să-i duc la mine în cameră unde e răcoare și frumos, să nu se strice. Și bă, m-am venit cu ei, dacă îi furam, nu mâncam eu singur în căsuța mea? Avem pepeni, avem pepeni. N-am știut că am bandiți așa pe furiș, vine să furi. Na.
tu cu Paula aia, tot ești așa, să mergi la bucătărie. Hai, Neamarin, am sat? Data trecută am sat la bucătărie, n-am sat la bucătărie. Să nu te aud. Dar nu mai dau. Așa, zi-o, zi-o. Păi când începe acum, hai la vaca, aducem vaca, hai la aia, aducem aia. Peste tot să te? Da, merg la vacă. Păi băi, omule, rămâi tu cu Paula și ea cu Fodor. Merge cu mine. Așa, așa. Da, bine, atunci dumneavoastră să serviți pe ăștia. Eu am fost la bucătărie data trecută. Nu mi-e spari corect ca pe mine să mă băgați. Cătăline, Cătăline, ia ascultă-mă. Atunci mergi să faci curățenie în toată pensiune. Așa. Mergi și să iei vaca, să o mulci de prânz. Mergi să iei măgarul să-l aduci. Da. Mergem să luăm, să cosim fân, să aducem fân. Merg. Mergi? Asta faci? Da, prefer decât stau la bucătărie. Bine, frate, las, merge așa. Te duc așa, gata. 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 Bravo, te duc așa. Te duc așa, gata. Te duc pe tine. Lasă așa. Gata. Tu vei merge. Nu e sănătoasă la cap, să mor eu. Ce faci, mă, mâncată? Te crăcești acolo la oamenii ăștia? Stai, mă, uite cum se crăcește, frate. Bă, oamenii se spală pe dinți, mâncața și nimioara ta. Păi ce vezi, că labele mele sunt jegoase? Dar labele tale ce ai? Ai labii de ce ai? La unde mă mâncați așa, mă? Nu e sănătoasă, mă. Oamenii se spală pe dinți, pe față, pe așa, mă îmbrăiești în chiuveta. Și acum faci tu mă urmi prin cap. Uite aici sau dacă am făcut ceva. Nu mă simțeam bine, nu mă simțeam bine. Hai, ieși afară. Ieși afară că m-ai iervat. Gata, stai, stai să mi se usuce puțin, să nu sfac pe aici. Să-ți usuce puțin. Am făcut curățenie, am zis că e genic, am dat puțin cu mopul pe acolo. Deci cum era curățenie, că se vedea că nu-s ca mine, că dezordonați. Și la un moment dat, bă, i-am zis, bă, Andreea, hai mă să mergem frumos în vamă, facem și noi acolo cu portavoce, facem publicitate, mergi și tu, merg și eu acolo, poate tragem clienți să vină să facem și noi profit. Că la un moment dat, noi suntem o echipă și trebuie să facem un profit. Haideți! Haideți la Neamărin la pensiune. 1, 2, 3, cicalaca, cicicea. Taradita, cicalaca. Să moară viața mea! Ei, în momentul ăsta am fost cu Andreea în vamă. Și vă dați seama că acolo în vamă, deci n-am, deci pot să vă spun despre Andreea că este o femeie incredibilă, deci sincer incredibilă, dar la modul bine plăcut, deci e super, super amuzantă când s-a dus pe acolo să-și cumpere cercei. Cum costă cercei? 15 lei. Păi n-am bani la mine, ți-am zis că fac ceva. Hai că mergem la altă parte și nu mergem. Nu mă, că eu vreau cercei. Dar găsim la altă parte cercei. Hai, găsim. Vrei să-ți fac ceva curat pe aici? Bunușane, scoate banii, cumpără și mie o pereche de cercei. Uite de ăștia cu pe un. Dar n-am un copos, bani. Nu am bani, nu am bani, nu am bani. Efectiv s-a dus cu pe la om. Îmi dați cercei ăștia? E ca și cum mi s-ar fi convenit cercei ăștia ei. Nu știu cum să vă explic. Cum facem? Doar ai avut bani să cumpăr de ăștia la 150 de mii. Vreți să vă ajut cu ceva? Spuneți. Spuneți, ce-ar putea să fac Andreea pentru dumneavoastră? Mamă, ce frumos! Dacă vrei, poți să-ți dau să faci o colier? Haide, dăm, dar nu știu dacă știu să fac. Alo? Doamna Bamboi? Sărumâna Răzvan, sunt de m-a trimis... Ați văzut că m-a trimis Neamărit, m-a trimis cu găinile alea să le duc la loc. Mi s-a făcut milă că eu începusem cu ea să toc legume, pentru ce facem acum o musaca și o ciorbă de legume. Și am sunat-o și am zis, doamna Bamboi, îmi pare rău, vă mai las un pic, fac și o baie și mă întorc mai în Neamărit. Și ea așa foarte sincer, hai dragul meu, hai că tu ești de mare bază aici, hai vino să mă ajuți, hai fă acolo, răcorește-te mamă un pic. Fac o baie, doamnă, și vin. Vă pup, vă iubesc. Bine, bucătărie, hai, pa. Bine, doamnă, vă pup, să rămân.
Aia și gura e. Și acum să stăm la plajă. Dar mi-e milă de Doamnă Pambor. Băi, incredibil, Doamnă, o femeie, nemai pomenit. Ce cauți mai aici? I-am zis că-mi pare rău, dar sunt cu nervii la pământ și atât am vrut să fac o baie și Costodin să o ajut. Dar doar pentru ea m-aș fi întors. Mă jur că mă duceam acasă, mă duceam pe plajă, îmi luam mașina și mă cărea la București. Vrei să pleci de la restaurantul meu? Mă, nu, m-ai omorât. M-ai hămălit? Păi cum te-am hămălit? Te-am pus la treabă, trebuie să faci ceea ce trebuie. Ce te-am încercat așa? Stai, straților, așa, că să vezi la urmă la masă. O să vezi mâncare, când o fi la mâncare cu mine. Vă descurcați. Hai, bea berica. Eu nu beau, fratele. Dar auzi, te-am căutat ca nebunul, dar nu știam pe unde, frate. Hai. Oi, așa auzi, cel mai bine acum, uite pe aici, pe plajă așa. Pe plajă, să iei beriga în buzunar și pe plajă. A fost băiat bun, Amărin. Dar bine, oricum nu mă întorc pentru el, mă întorc pentru doamna Bamboi. Am stat, m-a lăsat să beau o bere. Mă întorc să o ajut pe doamna Bamboi, pentru el n-aș mai face nimic. Ia, știi ce cum faci? Ai pus negru, roșu, dar de ce nu pui două negri, două roșii? Ce model faci tu acolo, Andreea? Modelul care îmi place mie, da? Pui și tu acolo altă culoare, un negru, nu roșu, da? Nu prea, mă, ce nu înțelegi că nu vreau decât două culori? Mie nu-mi place țigăneala. Păi... Am înțeles. Ce râde de mă? Mă, gata, ajunge așa. Veniți la pensiunea lui Nea Marin, vă așteptăm! Eu cu Andreea Tonciu suntem gazdele principale. Toată lumea se apeleze la Nea Marin și la mine. Toți bărbați se apeleze la Andreea și toate fetele se apeleze la mine. Bineînțeles că ne-am oprit pe la terasă, am mâncat, am vorbit eu cu băieții să nu plătim. Să ne faceți nota, vă rog, la ce am comandat până acum, că eu fac rost de bani. O să vezi ce să plătim. O să faci rost de bani, mă. Uite așa. A cine vei sincer? Ce facem, dragi? Uite ce facem, încă și nu înghețat. Nu vreți să mâncați cu mine mâncare? Ce specie de mâncare? Ce mi-am comandat eu? Păi de ce? Cum așa? Ne-ai mizat masă? Da. Suntem drăguți sau cum? Suntem drăguți amândoi. Bine, domnule, hai să mâncăm. Haide, hai. Auzi, ai bani la tine? Să plătești, că n-am bani la mine. Și cum dăm cu cardul până este? Vii, aveți să mă ajutați și pe mine cu niște bani? Dacă nu știu într-un loc unde plătim cu cardul. Uite aici. Este numai de ăștia cu cardul. Deci, băieții... Trageți pe cardul, mă? Nu mai tragem pe carduri. Tragem pe ele să le golim. Hai că dacă aveți card, îți dai seama, eu nu am, iau vreau să mănânc, eu stau la trânache pe aici, pe lângă ea. Gold, black, de care? Băieți săraci au venit și aici să distreze la mare și tu vii și de iei bani. Păi să distrează cu noi la masă. Îmi plătești doar ce mănânc eu, nu? Care era gata. Ciorba era gata, aveam ciorbă de... ciorba făcută cu o zi înainte, o ciorbă de pui foarte bună, care a stat la beci, la rece. Când am trebuit că trebuie să fac de mâncare copiilor, în primul rând, și celor mari, mă rog, m-am lăsat supărarea, am făcut de mâncare, după aia m-a ajuns necazul. M-a ajuns. Am cedat nervos. Ia uite cum stă Neamărin, cum ne așteaptă. Da, ne așteaptă. Astăzi este ziua lui colega voastră. Ați lăsat-o singură aici.
De când ați plecat voi, ea a rămas singură până acum. Doamna va voi la bucătărie și ea cară și duce mâncare la toată lumea. Deja plânge, nu-și mai găsește... Da. Bun, hai. Acum să o așteptăm pe frumoasă. Acum la bucătărie și rezultați. Hai. O să avem și o surpriză pentru dumneavoastră. Mulțumesc, aș vrea să văd asta. Trebuie să se vezi, Neamarin. Neamarin, o să te iubești. Ce faci, Ioana? Ia zi, măi, turbatule, ce ai mai găsit? Ce ai mai făcut? Bă, Neamărine! Îți iese și ție ceva? Ce? Iar ai pus câinile? Iar cu câinile ăsta? Ca să nu mai vină în bucătărie, Neamărine. Bă, eu tot, uite, vezi, alerg după ăștia, aia a fugit încolo, aia încolo, aia... Dar așa, ce să fac, mă, dă scur și eu așa... Așa, am învățat... Eu, când ăsta mi-e hip-hop, tu nu erai nici în alu... Ai văzut așa, da? Mă rog, dă-le așele. Băi, Liviule, ai grijă de câinele ăsta. Hai să facem invers, hai să te legăm pe tine aici, mă, în locul lui. Ăsta e prea domn, vino cu acea aici. Vino că aici am să te leg, uite așa. Aici, tu ești liber. Ce te uiți? Aici te locul ție. Ai ce fii ceva? Da, am băut. Aici te locul ție, da. Vino cu acea, locul tău aici. Și ce-am băut, ce-ai băut-o aseară? 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 Mini! Mini! Ce? Mini! Ce? Gata! Gata! Mini! Ce dracu nu poți, mă! Prinde aici, tata! Prinde aici, tata! Prinde aici, tata! Prinde, tata, aici! Prinde, tata, aici! Mușcă, tata! Mușcă, tata, acolo! Se vrei că mai prinde astea! Mai da cu astea, băi, de fiare, de astea! Uite-l ce mi-ai făcut, vreți să omori! Uite, uite și mă duceai! Era cu gășit, de ce vreau să te rec pe tine, locul ăla e cheamă! Se vrei! Ia mă să te leg pe tine, că mă dezleg, că vezi piciorul, nu mă dezleg. Tu ești câine. Prinde-te! Hai mă, nu-i faci așa la câine, mă. Sta. Uite mă, tot pe tine te mușcă, bă. Bă, te mușcă câinele, mă. Ce câine prostă, bă. Hai, vrem dragă. Hai mă, așa. Iată, stai. Hai, așa, stai. Ia, ești mai fericit, mă, ta? Uite mă ce mi-a făcut bă, nimeni. Uite așa, hai. Hai acum, Liviu. Hai, Liviu. Liviu, hai. Hai, Liviu. Hai, Liviu. Hai. Hai, Liviu. Hai, la tata. Hai. Hai la tata, Liviu, hai! Hai, Liviu, Liviu! Am mâncat vulpea un strugure, s-a îmbătat. Urât faci, bre, la băutură. Vino cu asta, vezi dacă am băut. Bă, urât faci la băutură. Ce faci? Ce poți să vânăt, mă, pe aici, mă? Nu se poate bă așa ceva. Ce? De ce nu sar, mă? De ce nu sar, mă, să mă aperi, mă? De ce nu sar, mă, să mă aperi, mă, când eu te apăr pe tine? De ce nu sar, mă, să mă aperi, mă? Domnul Pavel, dacă mai aveți nevoie de ceva, îmi spuneți. Dar nu trebuie, eu sunt la dispoziția dumneavoastră. Da. Eu caut aici. Ce? Eu mi-am angajat alți oameni. Hai, n-am angajat. Vorbesc serios. Hai, de lasă. Dacă spun, mi-am adus alți oameni. Hai, mă, ta cauți ceartă cu mine? A plecat Andreea și cauți ceartă cu mine, a? Nu, eu spun că a fost înțelegerea că să stai așa acolo. Așa e frumos, te poți față de invitații mele, să-i uitați mă tale, nu să mergi. Să-i lăsă invitații mei, dar mi-am găsit alții angajați. Dar eu m-am atașat așa, știi? Știi unde mă doare? La vama veche mă doare pe mine. Că vrei aici să nu mă primești, mă primești pe terasă. Așa, hai. Așa, fețe, așa, mutre, mă. Normal, nu? Și cu ce fețe, știi? Parcă nu știi. El parcă nu știe. Și el parcă e așa. Ce să-ți fac, mă, tata? N-ai voie în bucătărie, mă, tati, eu. Ce faci, draga mea? Nu s-a ca? Sunt desperat. Sunt supărat pe tine. Paula, ce să mai zic de Paula săraca, că și astăzi
a pățit și ea ce am pățit și eu ieri, a cedat nervos, dar că săraca am prins astăzi și au o vârstă frumoasă și Nea Marin, că tot Nea Marin e de vină, a pus la să muncească săraca la bucătărie, să facă, numai mie mi-ar veni să plâng. Eu de ziua mea stau și frec vase și spăl acolo vase și sincer, vă spun sincer, eu aș fi fost și eu supărat. Bun, Emilio, cartofi prăjiți, cartofi atât? Mamă. Vezi că s-au împuțit astea aici, Paula. Cum? Ce? S-au împuțit astea aici, Paula. Nu mă așteptam la mari favoruri. Pentru că nu mă simt bine să îi privesc pe colegii mei muncind și eu stând sau să fiu protejată. Mă, te simți rău? Uh-uh. Sigur? Nu. Sigur te simți rău? Uh-uh. Nu, bine mă simt. Au venit, au văzut că e groasă, când s-au întors și e sătui de distracție, s-au întors pe rând. Andreea, Cumoroșanu, ce faceți? Ce să-i zic, i-am dat cu bip. Mă rog, semi-bip. După aia n-am mai putut, am încetat să mai port un dialog, pentru că nu mai puteam să mai discut cu nimeni, atât de supărată eram și nu atât supărată, cât dezamăgită. Ea nu mai spunea nimic, doar vorbea foarte încet. Pe o parte, parcă mă enervam când o vedeam că vorbește prea încet. Eu știu că e obosit, ai o nemulțumire, ai o problemă. Dar ce vrei să faci? Asta e, de acum mai un pic și ești la liman, gata, ce să mai... Semnă, mămicule, ce faci? Luăm un tort și mergem cu toții la Paula. La mulți ani, ta-ta-ta-ta-ta-ta, da? Turile de la Navarone! Ce scuze față de el, că ați lăsat-o. Dar ce zic, nu? Păi da, ați plecat toți și ați lăsat-o în bătălie și a muncit acolo. Singur am stat. Nu, mă, că și eu de dimineață am stat cu... Da, dar e supărat, mă. Păi pe mine? Pe toată lumea, că i-a rămas singură în bătălie și pe doamna. Am voia. Și de dimineață n-am rămas și eu cu doamna Bamboi. Da, asta da. Mică era în cameră, dormea da. Și ei nu s-au zis. Eu de dimineață am trezit-o și doamna a zis, băi, ziua ta, te lasă aici, nu te mai iau la pește. Astăzi e ziua ta, zi frumoasă ca tine. Ți-am adus ghiocei ca să-ți murmure ei cât de mult te iubim. Cine să trăiască, cine să trăiască la mulți ani. Paula să trăiască, Paula să trăiască la mulți ani. Dacă ar merge și deci totul, scuze că nu să aprind acestea. Eu. Joacă și mata focul.
Eu vreau să-mi cer scuze că te-am chinuit atât de mult astăzi. Îți fac fond. Nu știu dacă ai avut vreodată o zi mai chinuitoare ca azi. Și să ne ierți. Și dacă vrei să ieși pe video. Eu și doamna Băboi, să oferim acest lucru. Din partea noastră, e la toți. Din partea noastră. Să nu mai fii supărat. Hai să te pupăm. Hai să te pupăm. Să-ți treacă. Să căloai o mâncătoare. Lasă oamenii, vezi de treabă. Nu mănâncă musătoare. Nu vor să mănânce, nu le place. Asta nu e bună, trebuie să facem altceva. Hai, vii cu noi? Hai. Ți-a trecut? Ei, vii, dacă ți-a trecut, atunci vii. Ia și vă mă rog, să fac. Nu s-a făcut profit, nu știu exact, pentru că eu n-am mai avut acces la bani, că... Domnule, fură, bă, dacă fur... Fur de la bogați să dau la săraci. Nu fur de la săraci care să dau tot la săraci. Că nu fur niște bani la niște copii. Poate iau îi număr și dacă văd eu că nu-i suma mică, mai pun eu de la mine. Eu, când am deschis restaurantul, le-am dat la prima tură 3.000 de lei. Când ei au terminat, am avut 2.500. Cei din tura întâia au predat celor din tura a doua, cei 2.500 de lei. Cei din tura a doua au făcut cumpărături și au făcut tot ce le-a trebuit lor aici, dar la sfârșit, când au plecat, tot 2.500 de lei avem. Deci asta înseamnă că suntem în pierdere tot timpul. Eu sunt convins că și cei care o să vină aici sunt la fel de celebri ca mine, n-am cum să spun, că aș minți. Poate sunt mai slabi sau mai slabi ca mine. Și sunt convins că poate să aducă și lumea la terasă. În caz de văd eu, că eu oricum sunt pe aici tot timpul, vreau să-mi pun... Dar rămâne între noi, da? Pșt, gura. Vreau să-mi pun cortul aici, să fiu mai aproape. Uite aici vreau să-mi pun, că am cort. Dacă văd că nu merge treaba la terasă, să fac eu cumva, să aduc eu clienți. Clienți cu bani, nu jucărie. Bună seara, bună seara. Bună seara. Acum vorbesc de scaune. Acum vorbesc de scaune. O sticlă de vin. Adu patru scaune de sus. Cinco masă acolo. Patru scaune. Hai cu mine. Punem o masă acolo. Hai, luați o masă și patru scaune. Du-te, nu, lasă, du-te cu ei. Îi dă-i lui Andreea să ducă scaunele și noi ducem mesele. Ce mese? Salon de jos, o masă. Ce masă tu dar? Ai client? Ești cumva tu neamarin aici, să-mi aduci client, Cristi? Nu vorbesc, ești neamarin să-mi aduci mie client. Bă, ți-a cășunat pe mine? Dar stai, ce-ați trebuit cu neamarin, mai mă întreba? Eu am fost drăguț. Cine a închis terasa? Păi tu, ce acum a închis terasa? L-a închis la 10 jumate. Cine a zis că a închis terasa? Noi am zis. Care noi? Noi. Dar care cine noi? Ești? Asta că ești neamarin? Ești neamarin cumva că spui tu ce te faci mai aici? Nu, eu sunt tipic drăguț. Dar ești un tip niște drăguț copii. Bine. Care au nevoie de bani și oamenii sunt plătitori. Aia de acolo nu sunt plătitori, oamenii sunt plătitori. Au venit să bea câteva sticle de vin. Da, voi, ești acum la serviciu, vă rog. Ești la serviciu, vă rog, cumva tu. Dar la unde sunt? La unde ești, vezi treaba ta ce-i tu cu neamărit. Nu vezi tu să-mi plătui mie lecții aici, ai auzit? Vezi tu de treaba ta cu oricum. Te-am rugat eu să pui mâna cu ceva, să faci ceva. Uite, nu era treaba mea să iau scaunele astea. Da. Era treaba ta. Dar tu treaba ta, vezi treaba ta care ai cu neamărit. Tu ai văzut ce treabă ai tu aici la față din noi, ce treabă ai tu aici? Deci, te-ai ajutat, câtă bunătate, frate, sar în evidență în ultimele 10 minute. Ia uitați-vă, mă, mâncați-mi zburați. O să vină un prieten. Al meu? Este din partea surpriză, este din partea mea. Este din partea Paulei. Este din partea... Din partea echipei! Din partea... Lasă-mă să vrea să spun echipa acum! Da? Din partea Andrei Tonciu. Bine ați venit! Haideți să aplaudăm! Bună seara! Haideți să aplaudăm pe domnul Vicol! Avem o surpriză! Ia uite-le, mă, frate! Echipa noastră, o surpriză, bine, Marina! Mă bucur!
Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Să a venit contrar așteptărilor dumneavoastră să vă necăjesc mai întâi. Da. Da, să vă necăjesc. Cum? Cam așa. Când eram și eu fecior, eram fala munților, umblam vara în munți și voi cu ortacii mei. Hai la mărire! Nu mă las, nu mă las! Am mâncat ciorbă de praz! Toți au muncit, în afară de Andreea, care a fost și bolnavioară. Acum nu știu cât de bolnavioară a fost. Ședință, foto, bla 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 bla, pentru că m-am uitat și eu cât sunt în excursia asta. Slab, tare rău. Paul a muncit foarte mult. Moroșanu și el a muncit, nu mult, foarte mult. I-a luat și a vrut să-i ia și locul lui Răzvan la un moment dat, dar s-a stricat la final. Acum a clacat și tocmai de-aia și el zero barat. Îi dau votul lui Răzvan Fodor pentru că m-a servit, singurul care m-a servit cu mâncare, fără sare, fără piper, fără toate. Nu uita că mâncarea pe care ți-am dat-o eu, mi-a stricat-o Neamarin. Nu știu acum, el a avut grijă să nu strice nimeni. Mi-a adus-o la masă, a mâncat. Bine, frate, asta e votul. Fodor, ești preferatul meu. Eu, ca niciodată, nu pot să dau vot unui singur om. Jur. Bine, din păcate pot să zic, n-am fost servit decât mi-a adus Moroșanu o cafea. Îți mulțumesc, Moroșanu. Moro, atunci votul meu e al tău. Doamna Bamboi. La fel și eu. Scurt. La fel și eu ca și Bartoș. Scurt și la obiect. Deci, scurt și Moro, la obiect. Am să-i dau un vot lui Paula, pentru că astăzi era cât pe aici să plâng și eu, văzând-o cât de suferind de ea, că e ziua ei și muncește singură în bucătărie. Și al doilea vot, îl dau lui Moroșanu cu tot, din tot sufletul. E un om extraordinar.